Саша. Винду падение. А. Уснулся. Păi tată, dar ai turboreactor, cum te-ai plecat așa pușcă? Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Vezi că eu termin benzina, Denis. Un peco, trage într-un peco. Bună dimineața, domnul Cătălin. Avem ce vrei. Dar tu ești sigur că ești pe drumul bun? Parcă am mers după un pilon de ăsta. Nu, nu, e bine pe aici. Aaaa! Acum am făcut un experiment. Da, da, da. Dar eu am ajuns portocaliu, gata, obosit pe asta. Păi, așa-i domnul Cătălin, dimineața pe baltă. Hai, dacă vrei să stai la o discuție, poți să vii, goa. Wow, bună dimineața. Bă, dar voi n-aveți somn. Domnul Denis, să știi că nu mai am combustibil deloc. A murit ăsta de tot. Clau, ești treaz de la 6? E bine, tată. Hai, Denis, să mai capte ăsta puteric, că nu vrea. Te mai aștept. Domn Cătălin, a, să vezi și capturi aici. Domnul Romanov, că știu el și-o știu. Aici fa... vorba lui Romanov, și nu a făcut ăstea barcă cu motor. Da, era bun. Hai să vezi, acum și capturi. Hai, domnul Denis. Mergem. Salut, Tatax. Uite, așa facem și challenge-ul ăla cu barca. Îmi trebuia 10.000 de metri pe apă. Eu am bănuiala cu Ovidiu a dormit pe scaun. Scutem. V-a dat din parte, îmi trag una. Da, dar iar am terminat combustibilul. Rază, bună dimineață! Păi nu am, tot aceleași DLC-uri cum le aveam și ieri. N-am nimic nou. Dar am level 30 și mi-a descuiat o hartă, o baltă.
Tu știi ce am reparat, Denis? Eu am reparat bețurile alealte, cu la linguriță, în loc să-mi repar bățul meu. La alea am schimbat și nailonul, dar ăla pot să-l schimb și aici, la alea. Data viitoare sunt idei bărci cu motor, domnule. Da, auzi, da, te-ai dus pe ea în față, am impresia că aici, în dreapta, nu? Nu, nu, aici. Ai venit, chiar aici. Știu că s-o făcut cumva dreapta. Nu, aici, la piață. Neață Chiops. Păi, la pescuit, să merge la amiază? Am pregătit o omeală de sară, am făcut antrenament toată noaptea și acum dimineața am mers la bal. Păi, Denis, dar serios că e de partea dracului. Aici. Da, ai dreptate că e copacul, acum l-am văzut. Cui îi spui tu noapte bună, Chiops? Mie? Care noapte bună? Tu nu vezi că e ziua afară. Păi, Denis, dar eu nu știu unde sunt alea, unde sunt burienile alea care te dă nuferi, unde sunt alea? Nu te faceți la dreapta, la dreapta. Semnalizăm, da? Viraj. Băgăm... Astea aici? Da. Hai să parcăm. Ăsta știți de marșalier? Op, tragem frâna de mână, asigurăm, puțin numărul, corect. Nu, eu nu fac cam bine, să știi că de ieri îmi dau în dileală. Am pus frâna de mână, corect, văd și colegul. Gata, ne apucăm de treabă. Păi și noi am ieșit toată noaptea și continuăm și azi. Bă, dar nu e asta. A, ba nu, am reparat-o, e, să știi. Aveam alt băț. A, știi că trebuie să dau o leacă cu marșalierul. Dar de acum aștept să pici unul. Gata, Denis, fir întins. Să vedem ce iese. Ai, dar tu chiar și l-ai și luat în kilo 800? Bă, dar nu te joci deloc, bă. Trebuie să facem. Hai, cu data asta nu mă las. Mulțumim, mulțumim, doamnă Cătălin. Știi câți cineri de aia ne-am luat? Dacă vede Romanov, ce zici că-s nebun cu cap. 163. Și avem vreo... 13 mai avem. Dacă am un abonat Svetlana, intrați una Svetlana. De ce mă întreb? La ultimul abonat? Da. Da, 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 Svetlana... Acum am văzut și eu. Hai că nu mi-e îndămână aici. Trebuie să dau leacă mai cu spatele, că nu-s poziționat bine. Atât.
Eu îi dau pluta aia să duc în mărășinia aia acolo, el se duce pe este în altă parte. Au, dar noi am fixat adâncimea, au tleac l-o luat. La adâncimea au rămas așa. Nu știu, am pus. La cât era? La 60, nu? Bele! Hai da, bă, vin încoa. Hai da. Hai să vezi, domn Cătălin. Ferește capul domnul Denis, că-ți trece și firul pe deasupra capului. Asta, dacă vrei să vezi în prim plan, te uiți pe live. Nu ți-am șerut acorba, te filma, dar asta e, na. Da, omule, dar nu vrea, ăsta e mare, să știi. Hai, vin în goan. Ia să vedem. Și atent că a rupt, e călor. Ba nu, n-a rupt. Haide măi, vin în goace. Da, cât zici domn Cătălin? 3 kg zici domnul Cătălin. Surpriză, hai să vedem, licitați. Cât crezi că are asta? Să nebunesc că nu pot să-l trag. Îi mai dau un plus aici, că altfel nu. Cinci kg, 5,2. Bine, domnule, da. Vedeți, așteptați să poți să-l scoți. Da, mulineta e bună și pare că nu poți să-l trag. Nici o problemă, să ai poftă. Nu ești curios să vezi și monstru scoate la 13 metri, ia. Poate chiar la 10 metri. Și dacă mă uit mai bine, 7, 6. Și vine... 8,295 kg. Aha. Atât. Hai să ai poftă la țigară, te aștept. Da, domn Cătălin. Domn Cătălin, la milionin stătă noaptea, e zăpadă. Nu-i la linguriță, la peștișor. La mine a nins frumos, chiar e zăpadă faină. Cred că are 52 cm.
Hallo Lorenz. Ein Hart, glaube ich, nicht ja. Hallo Guță. Da, intră că doar nu ne-ai pierzi în ea. Guță. Salut. Mersă. Mulțumim. Auzi, Denis? Și așa o video... A, tu ești telefon. Și așa o video avea level în fața mea. Dacă nu mai e, tași că e bun, că l-ajung la level. Ajunge. Și după amiază, dacă ai timp și, mă rog, vrei, îi băgăm o leac la crocodil sau mergem în Iosos Romanovski la Sturioni? Nu, stăm în direcție. Așa ăla la crocodil e fain, vai și emoții am avut. Am avut trebuie, am spus. Nu mai ninge la mine, să știi. A nins toată noaptea. Sau mă rog, până dimineață. Iros, Iros. Bă, și level poți să iei barca? Habar n-am, mă închiriez. Și ai la diferite level-uri. Și am văzut acum că cea mai scumpă e 36.000, parcă. Nu, Denis, parcă 36 era aia ultima. Dar n-am fost la crocodil. Nu. Am tras să facem level și putem veni pe balta asta cu Denis, cu domnul Romanovski, dar el a ieșit, era obosit. Noi am mai rămas. Oba! Aoleu și-o luat-o. Ăsta iar e mare. Turbat. Op! A, uite că nu-i mare. Numai 2 kg. Deci, salut! E bine că te-ai agresat.
que está aí príncipe, não é, irmão? Não, mamãe, mas tinha uns dias. Ah, isso é o nome. Lá para outras. E a dinamo que o promover. Lá foi isso mesmo, promover lá. Deixa o ar. Deixa promover. Cheio, minha, deixa o olho. Nu știu, parcă pe balta aia cu striucele alea mai mici, pe ploaie era mai animată, dar asta nu prea vrea să spun. Da. Stai că de-abia de acum a venit vârful. E, uite, am prins un de la care prindeai pe smeraldul ăla, sau cum ai băi zice. Un oalic deja ăla. Un kilo 800. O, uite că nu m-am așteptat. E primul care îl prinde aici. Știi că la tot la șină de asta venea. M-am aruncat cum l-au înhațat. Salut, Irineu! Oare chiar la aia, de la aia mai mici nu merge deloc? Nu știu, trebuie să încercăm. Am o grămadă de momeală și totuși sunt mulți pești pe balta asta, tu ai văzut? Câte soiuri de pește. Mai aici văd că dăm numai la știucă. Opa, așa-o luat-o. Neața, Andra. Să-i chile 100, bun. George, viața. Da, dimineața pe răcoare. Stăm cu știuca la soare. Și la care zăpadă? Eu stau la boc din lui, dar zăpadă, din balcon închis. Pe stradă au dat ăstea.
Mi-am pus un fir aici care rezistă la 19 kg. Sau 18. Ai prin curte zăpadă? E, vezi dacă ai curte. Cuba. Genis, fii atent că a venit monstru. Uite alea. Unde te duci, mă, vin în goașă, mă. Fii atent, chiar mă învârte și-s blocat în barcă. Vină, mă, turba pe lângă. Tu știi, grila asta la nailon, la fir, nu am tainic cu ea, văd cu mulineta se chinui și fii atent că e mulineta aia de 10 kg. A, nu, îmi trebuie o mulinetă ca lumea, vreo 15 kg. Da, dar nu am ce-i fac, vreau la level 33 dacă mi-a dat ceva. Hai, poate are și ăsta vreo 5 kg. Mulțumesc, Marius, mulțumesc frumos. O zi faină să fie. Un weekend plăcut, ai bine zis. Am tot 8 kg. Marius, cum o fi? Important e să ne jucăm, să ne simțim bine, să putem schimba un dialog. Asta e cel mai important. Restul... Ioi, o sta ploaia sau mi s-o părut mie? Nu, nu asta. La mine o sta ploaia. Cât e la tine în joc? 6.58. Îți spun eu, la 71 minute o sta ploaia. Uai, și plăcută, iha! Chiar să-mi spui dacă o sta și la tine. Aha. O sta, da? Nu, nu. O sta. Nu. Uai, ce plăcut. Liniște. Acum, s-a oprit. S-a oprit, nu? Aia ce fain, uite, răsare soarele. O să stai cu burta la soare. Azi de poate tragi și peștele altfel. Când e stat, stau bine, 31 de chedi deocamdată. Dacă îmi pot cumpăra ustensile de care? Pentru pește? Păi normal că îmi pot. Hop!
Sigur că da, se poate cumpăra. O să-l ia și guțul a luat. Bă, dar nu știu de ce merge așa prost. La tine tot așa? Da. Dar n-avem tupiu dacă până dimineața la 5 nu băgăm două coșuri. Ba, le putem face. Muniții avem? Muniții, auzi, doamne. Momeală. Uite, am 155 de pești. Să zic că prind câte un pește de 1 kg, am 155 de kg numai de la ăștia. Și coșul 200 și-a venit uitelea. E bun. 2,6 kg. Merge. Guță, eu nu ți contrazic, dar condiția să-și vină peștele. Aia e toată treaba. Dacă vine și peștele, totul este ok. Dacă nu vine peștele, cam dădui de naiba. Eu sunt curios, domnul Denis, la sturioni, pe cuvânt. Trebuie să merg. Sturionul știu că e negru la culoare și are așa un cioc de... Se aseamănă cumva ca la știucă, numai că știucă are cu vârful în jos, cred că te-ai văzut, și ăla e cu vârful în sus, așa. Salut, Plai! Așa de dimineață? Păi, la pește când se merge? La amiază? Nu se merge dimineață?
Vai și mai enervează libelula aia când vine. Și auzi că îi bate o aripă. Are o bătă. Nu, dar ascult. La reparații. Cum? Trebuie dus la reparate. Da, da, da. Dar uite, să fii atent, serios vorbesc. Să vezi să aud parcă are o bătaie la aripă. Tu ce vezi aici? Ori agață undeva. Domnule, așteptăm, domnule. Ploaia a stat, ia pareții de aia, nu-i circulație. Uite, acum intra și plai. Atâta plai și stai acolo pe ceată. Uite, lea, și-o zburat. Șapte chile 900, e, așa da. Da. Păi am 46 de chile acum. Dar nu știu, Andra sau Andra cu mai mult un Andrei. Aha, deci Andra, iubita lui Sebastiano, de România Elit. Bine, bă, Andra. Uliu, tia, să te atent de vorbă cu tine și pieștele meu. O ce faci? Guță, dă-te la o parte, Guță. Atât. Ai, mică. Indian, salut! E mică, Draco, a venit Draco pișat la mine. Salut, Dracule! Vă schimbă, vă, numele la chibat, mă. Auzi. Dracu ne urează neață. Este un băiat și-a pus numele Dracu. Dar e băiat din gașcă, el.
Râs, dracule. Da, să te stropesc cu achiasmă, să piei, să... Nu faci rele. Edi, și mă întreb tu până la cât am stat azi noapte? Ia auzi, Denis, și mă întreabă concetățeanul meu de aici din oraș. Pun întrebarea corect, Edi. Bă, bunicule, te-ai mai culcat azi noapte? Sau azi dimineață? Dacă spui așa, am să-ți dau un răspuns. Răzvan, te salut. Eu și îmi spune, cam un nebunit de tot, că am stat atâta noaptea. Voi dacă mă vezi aici. Iar vine bondarul ăla cu aripa care bate într-o parte. Acum vine altul aici. Cum? Vine altul, nu mai vine fluturile. Nu mai vine fluturile. Ce te văd aici? Apoi da, că l-am închis, dimineața n-avea rost să consum curentul degeaba. L-am închis de pe la, nu știu, era 1, 2, până cu 40 de minute. Ia să încercăm să mutăm, domnule, mai încolo. Nu vrea. Ovidiu a rămas pe balta aia. Este Ovidiu, dar nu înțeleg ce nu vorbești. Nu, a rămas pe balta aia acolo. Și se mișcă? Nu, că nici cu noi aici. Și știu că a rămas acolo, eu cred că a dormit pe scaun, nu știu ce a făcut ea. Na, el se batea cu pumnul în piept că stă așa. Domnul Denis, l-a pescuit, te-am prins. Și a fost fain și o să fie fain. Trebuie să te prind la un farming. O să jucăm și farming. Și îți promit eu că o să-ți placă. Ați cu domnul Arabela Cătălin, râzi de te prăpădești. Pe harta care jucăm avem și trestii de zahăr și o grămadă. Oare Cristianul a ajuns acasă de la servici, cred că și doarme la ora asta. Ăla chiar nu vrea și nu înțeleg de ce nu mai vrea. Hai să încercăm să dăm la altceva, nu? Oare merge? Încercăm. Ia să-i să vezi la și dau eu. Dau la... Dă-i că parcă încearcă acum. Dau la samolina de aia, la bucăți de carne. Ia, stai așa. Dar unde pot să văd eu și pești sunt aici? Stai așa. Uite pe hartă și dăm aici soiurile de pești. Uite, dar uite câte soiuri are domnul Denis, să nebunesc.
Uite și Are și somon, somn. salmon de ăsta. Și uite și, oh, am o meală pentru pisica asta, sau catfish ăsta, cum îi zici, de ăsta am. Fâță ăsta mică nu-mi trebuie. Uite, aoleu, uite, iha și baleniș. Deci să zici că e ghebos. Uite, fratele lui Domn Cătălin, fratele lui Gil Dobrică. Știi, Gil Dobrică din prima baltă. Uite, să mor dacă nu seamănă cu el. Zic că e frațu. Uite, ăsta și urât. O, dau uite ăsta ultimul. Mamă, Tiger, mușchi ăsta. Ăsta zici că și e zborul. Uite, basul. Și cu toba mare. Uite, sturionul. Uite, tot aici și sturion. Păi, dar la și mănânc. Uite, opa, eu vin de astea, am natural eggs. Dau la natural eggs. Stai că știu. Gata, s-a făcut. Ouă de șelea de... Acum schimbăm. Stai așa, dar nu știu de unde, nici poziții dăm. Ia zi. Natural, artificial, natural ex. Uite, gata. Bă, dar nu aici. Aici. Ia să vedem. Dar n-am poziție aici din dată. Trebuie să întorc camionul. Lasă așa o leacă. Hop, gata. Să știi că am lansat la icri de alea naturale. Ia să vedem ce vine la asta. Dacă e car... Opa, să știi că începe să o danseze, parcă. Poate merge. Dar cred că trebuie o adâncime mai mare. N-are cum să fie la... Să apăs pe sturion să văd momiala. Hai să zic asta. Ia să vedem dacă se uită dumneata. Larg și... La craci, la craci, auzi, Doamne, la raci. Doamne. Deci larg cu bait la bucățile alea de... Nu știu dacă am larg pe aici, am mai în mediu. Și la crackfish-ul ăsta. Gata, știu. Schimbăm. Schimbăm omeala. Uite, am medium. Așa ca să-i dau la ude asta și are. O să-i dau la 2 metri jumate și spui. Dai metri jumate e prea mult. Și nu e bună pluta. Și nu e bună nici adâncimea. Schimbăm pluta. Cum adică eu n-am plutit? Ce deștept am fost că eu n-am decât o singură plută. Asta e, schimbăm destinația, nu e bun.
Domnul Denis, ce spui că vine Lara Costa? Nu știu. Să mă duc unde de ne-a luat barca, asta s-o crezi tu. Ia auzi ce spune. Deci acolo de ei barca, acolo dai la 2 metri jumate, da? Și mai stau în barcă ca fraierul sau stau pe pontonul ăla? Acolo prin. Du-te tu, Guță, eu nu mă duc. Și somn, da, dacă mai stau mult de pe ponton. Bine, tată, bine că mi-ai zis. Dar eu cu barca acolo nu mă duc, aștept să vină din port remorchierul să mă tragă. Am făcut scurt la mână că am văslit noaptea asta. Ai, unde te mai duci, vin înapoi, racule. Măs că ăsta merge și la peștele, la crocodil. Gata, m-am lecuit, nu mai trebuie nimic, rămânem tot la ăștia. Pluta am una singură, găgăuță, nu știu cum am reușit performanța. Păi să-mi caut muzice aici. Oh! Atât. Am pus frâna de mână. Blast, nu joc ETS-ul, tu nu vezi că-s la pescuit acum și vrei tu cu ETS-ul. La 60 parcă aici, nu? Da? Da, 60. Așa nu e niguță, să mă duc până în capul și alalt, mai chiar să mor văslind. A, a venit un video. Păi, Marius, dar tu pe unde ai ajuns pe uscat acolo? Cum ai venit până aici? Dar unde e Ovidiu? La Ștucă. E aici cu noi? Și de ce nu vorbești? A vorbit mai înainte. Îmi place să te ascult. Ah, ce-ai făcut, bă? Dormi pe scaun? Nu. No. M-a întrebat Nichituță, Edi, de conțăranul meu de aici. Vă sclășor m-am culcat aseară. Și asta întreabă-te dacă am dormit azi noapte. Să întrebe. Ai putut să intri direct aici la staff, da? Auzi, Ovidiule, la Sturion și la Som, văd că acolo de unde lua barca. Guță sau Plai Marius, nu unul din ei, au zis, ei că s-au întâlnit hoți cu prost, mai văslesc o dată până acolo, nu mai pot, că mă dorm mâine când am văslit. Deci, până ne îmbarcăm, dăm și la ăla, auzi că la 2 metri jumate. Faci și contrabandă cu icri negri, nu? Da, se pare că trebuie să ies de pe altă ca să intru cu voi. Ca să ce? Să intru cu voi. Păi, da, am înțeles, aici e pentru știuci, am înțeles, n-am știut. Da, eu am zis că hai să încerc.
Bă, aici o fi pentru știuci, dar am unii știucile astea, că nu mai vor să vină, au plecat la măciuci, unde au plecat știucile? Dar am văzut că pluta mea a venit mai îngoașă, nu și are. Acolo am dat, dar disperatul ăsta de pește a venit la mal, mâine la mal, îngoace. Da, când Ți-ai îți luat vin. și barcă? N-am luat barcă, că am vrut să iau aia, dar e la level 36, aia ultima să o iau. La ce level? Mă, 36. Uite cum are guț. Era una cu Moare Romanovski, un jaf auriu și unul verzui. Și n-am vrut niciuna din asta. Joker, așa mi s-a spus că ac de 6 să pun. Guță-i mare acul de 6? Păi că ne mai zis cineva Joker aici. Denis, tu și fel de ac ai pus, de 6 sau de 4? Păi de 6 că așa ne-a zis. Hop. A, domne, vină. E bine așa. Denis, fac eu level 33 și tu 32, acum să nu facem. Ce facem? Da, ia sunt încălcit. Dacă nu dorm, nu o să dorm. Unde am dat-o? Băi, ghiță. Zici de patru? Da, mă, de patru. Spui tu de patru.
Nu, domnule, de ce să adorm? Bogdani, Bogdan, îți va pomeni să s-o trezăt. Ovidiu, Da. când o să intrăm pe acolo, mi-a dus și aminte să-mi pun două pluti, frate, că am una singură aici, nu și-am făcut, le-am învârtit că una singură. Ai uitat să pui. N-a luat băs, n-a făcut nică. O să mergem să mai facem un level și după aia. Poate la 3 strigă să scumbăți mai ca lumea și omul liniat. Asta de ză și cării, pării din toate încheieturile, că nu e unul mai mare. Ar cam trebui să înceapă sezonul estival, dar văd că nimic. Gușu. Așa lași explic și ție. Cum e vremea la Botoșani? Aseară a nins. Este zăpadă, bate vântul. Părea soare, dar parcă dintr-o parte așa se înnorează. Nu mai ninge. Dar eu văd că n-ați mai luat niciunul. Niciun pește. Uite. Cât kilograme ai, Denis? 38. Puțin. Acum, serios, încearcă să mut și tu acolo de 4. Parcă merge mai bine, nu știu. Și la voi plouă. Nu. Dimineața plouă. Iar sunt încălcit asta cu celălalt. Nu joacă nimic, nu joc, auzi, e gratuit joc.
Okay, da bine. E pe Steam, domne, să ia asta. Pe Steam, căutați, se descarcă gratuit. Ce să joc pe la 14-15? Păi, nu știu. Vedem. M-a răsturnat cu barca. Uiha, m-a dat crash în sus. Uite, bă, un nemernic de 5 kg m-a dat cu crash în sus. Foarte bună guș. Deci nu merg luțurile. Cam preset, nu le-am deschis eu. Ia să vedem. Da, s-au deschis astea. Cred că acum o să meargă. Denis, până la urmă, care a fost cea mai mare captura ta de azi seară, de azi noapte în Goaș? 17 am prins. Da. 17 kg am luat. Lasă, Cătălin, că o să mă duc iar la crocodili și acolo. Înseamnă că au eu, da, bla, că nu vor să meargă. Na, eu știu ce le fac, dacă nu merg luțurile.
Câte kilograme aveți? Eu 67. Tu? Zero. Vede ce? E acum am intrat. Și bani câți ai? 76.000. Ah, e capul meu, numai eu n-am bani. Ți-ai luat și barcă sau nu mai e? Nu pot. Dacă e la level 36, nu pot. Nu mai, aici de level mai mic, dar eu am vrut la level 36. Și mai aveam o problemă dacă luam barca. Unde dracu o parcam? Stau la bloc. Fața blocului. Dar nu e, că așa era barca. L-am cumpărat. Salut, Ovrea. Așa era culoarea bărcii. Guță și-o luat el. A avut bani și-o cumpărat-o, cum a vrut el. Te pui cu Guță? Crezi că am dat iar de unul mare, domnul Denis. Da, nu mai cred că văd că vine. Nu e așa mare.
Da, s-ar putea. Păi am 67 de chile, n-are cum peștile astea să fie 100. Și ara mă și are. Neața. Ide. E doar. Veni ieri. Vede mai, Eduard, Gabriel, vede.
Da. Bă, dar și cu liniștea asta, frate, nu mai spuneți nimic, dați-o încolo de treabă. Da, mulțumesc, Sebastian. Așteptăm marea captură. Nu, bă, frate, nu prea mai vrea să vină, nu știu dracu. Deși fluxul e în creștere, nu înțeleg de ce. Păi dacă l-am șeful la iPhone? Păi nu știu la câte era. Atâta pot să spun că e de o oră 24. Început. Eu chiar nu pot să-mi explic de ce nu vrea să meargă. Se ascund. Da, mă, dar fluxul, după flux ar trebui să-l luăm. Tu nu crezi? La mine vin, la mici. La mine nu mai vine nimic. Plimbă dracul ăla de plut acolo și atât. Nici Denis am văzut că nu mai tragi nimic. Când mai faci live, voi că apă de să știu când faci live. Ja. Am și pus să trag walkie de la. Nu prea mai vine știucă. Au atleast pe boica. Să lași el boică.
Da, nu scrii prostii acolo ca e să o iei. Nu tu. Mai rezici, Denis? Mai rezistă? Cum să nu mai rezistă? Ah, nu e nicio problemă. Nu, că dacă nu mai stai, să spui, Denis. Eu tare aș sta să fac și levelul ăsta.
Nici mie, Denis. Ia să achiți. Да, едем. Nu mă vios. Știi doar de mine? Și vrei să te aduc la mine? Ia-s. Salut, Cosmin. Ești cu minșor? Că altfel stricăm prietenia. Te-am mutat, mă. S-ar putea să nu meargă. S-ar putea să nu vorbească, nu poate vorbi. Da. Restul nu-i poți muta, puteți sus acolo, pe general. Aha. Că e cum putea. Nu-i puteți la pachiaș, ne dușeam. Da, nu poate vorbi sigur, ne o să aminte. Salut, bunicule. Salut. Ce mă, ți era doar de mine? Al drec. Când se facă mișinos? Stăm. Păi ce prost merge, frate, levelul ăsta? Mai e cineva în public. Cine? Omul Florin. Lasă să bă, frate, și bine a mers prima parte, acum nu mai vrea. Fantastic. Au să își facă chil de pești, s-a oprit, facă i blestemat, n-au euro.
Ce faci, bă, Edi? Ce faci acum? O să intru și eu acum. Instru pe harta asta? N-am level. Cum? N-am level. A, știu unde intru. Acolo mi-a rămas aseară. Falcon Lake. Nu Sunt vrei să ce costă de 700 de lei. întâlnești cu prietenul tău? Care-i prietenul? Mihai. Să ne și mai mult. Domnul Ovidiu, am văzut că ați luat iar unic la știucă. Da. Și pe Falcon Lake. Bine că n-am luat și eu un trofeu cu galben aici, nu mă văzut nimeni. Dar am poză. Da? Da, 16 kg și ceva. Periculos. Păi da, ce drept. Tu ești Florin? Ce să-ți fac, mă? Ai jocul, vreau și tu? A Florin e kid care a fost cu cineva pe o baltă. Aia acolo la zăpadă. Ah. N-ai microfon și n-are rost. Așa vină pe baltă. Vrei? Că ai loc. Se pare că nu mai este loc. Cum? Nu mai este loc, suntem cinci. Păi, cam așa. Păi, eu nu înțeleg ce nu vrea să mai meargă. De ce nu vrea să mai tragă? Să mor dacă nu înțeleg. Bunicule, zi o idee de titlu. Ce? O idee de titlu. Nu știu. Bă, nu mai vrea deloc. Foarte prost am ies. La tine tot așa? Denis. Am făcut ceva că s-a blocat jocul. Nu știu dacă am făcut. Făcut. Oh, money! Ce-a făcut? Money! Și acum cum îi fac să ies? Câte râle ar de el? Acum suntem șase. Cum sunteți? Suntem șase pe toată acum. Cum să fiți șase, mă? Bă, dar ce-am făcut eu? Stai că ies eu din joc. N-am ce să fac. S-a blocat joc. Păi șapa mă se de treabă. Din cauza hack-ului, bunicule. Ai, ai. Ce prostic ți arăt eu ce-i hack. Denis, dai înapoi pe mine? Că nu știu dacă eu pot să dau pe voi. Da, da. Scrii și lui Denis, imediat. Că ai zis vorba prima dată. S-a întâmplat ceva acolo.
Aoleu, și unde naiba m-a dat? Să nu sfectez vin cu barca iar până acolo. Ba da. Să-mi trag una. Ia să vezi, galop viteză. O, măsă. Hai, intrați voi. Stai că dacă toți aici, au zis că la 2000 jumate, da? Ia să vedem. Încă ponton, da? Nu la ăsta, dar la și să dau. La... Medium good bite. Da, da. Dau la rac. Nu merge la rac, nu ține pluta. Tragă în ea plută. Dar parcă aveai de aia mari, mari, ultima. Păi nu știu ce am făcut, le-am învârtit, le-am sușit și le-am pus ca dracu. Cred că eu am uitat cum se aruncă cu asta. Cum se aruncă cu asta? Așa? Bunicule, DLC-ul tău care le-ai luat atunci ai la 56% reducere, 12 euro. Spune-i lui Bogdan. Da, da, zic că e cu reduși. Guță, la cât ai zis tu, dar la 2 jumate nu merge aici, la 2 poate. E o ofertă bună de la 17 cât ai dat tu. Asta e. Cine ești lângă mine? Ovidiu. Adică suntem 6 acum? Da. Să las două minusuri. A, aici la... Astea? Tu la ce ai dat acolo? Că văd că se mișcă. Am și mers. Aduc înapoi acolo cu barca? Da, băi, dar Denis... Da, și Denis vezi că barca nu mai trebuie închiriată. Denis a intrat? I-am scris tot ce am să vină aici. Iar am de galopat până acolo. Hai, hai să facem level, că aici o video cu asta nu facem nimic, de la dracului. Schimb balta? Nu. Nu ești la 60.
Salut, Radu. Garcia, sau cum mă zici. Denis, iar ai fugit înainte, iar alerg după tine. Uite o barcă cu motor, hai să o furăm. Viste o vídeo? Nesse fato meu? Am mai stat un pic pe ponton, că am încercat cu mediul. Și a mers? Eu o să vorbesc un pic la telefon. Dacă reușesc, trebuie să dau un telefon. Am luat un brown trout de ala la 3.300, dar am crezut că e record. E unic, dar nu știu mare.
Vai bine, merge bani.
Am revenit. Mai sunteți pe aici? Da, mai suntem. Dacă m-am mâncat undeva sau sunt pisoare mea. Și mai bine nu sunam și oameni s-a vist. Fă-ți că m-a străcăie de la pescuială de aici. O pui și pleasă pescuială. Ei, da. Ei, dar mai durează vreo două ore până ajungi la mine și așa că avem timp. Cum e domnul Denis? Merge treaba? Mă, cam mic, mă, frate, cam mic. O vidi, tu ai mai luat cât kg de pește? Am 35. Și pește în cărlic. Am aruncat ca... în tălău. Bună dimineața, Alin Lupu. Bună dimineața, Haji. O să vedem. Eu mai stau până vin neamurile, da? Că mă sună când ajung. Mai stau până vin surorile astea ale mele. Vreo două ori tot mai stau. Dacă îmi vin ele, am să închid aici. Să văd cum scap de ele și ne revedem după amiază, dacă ai să mai vrei să intri bine, de bine. Seară. O intru, că nu mă pot să dorm acolo. Cum? O să intru, că nu mă pot să dorm acolo. Acum să continui aici. Păi continui, nici nu mă gândesc, dar poate reușesc să fac ceva bani aici. Dacă tot o să mă scoată, să schimb și eu biețele alea, să văd și mai fac pe acolo. Salut, agresiv! Are bine într-un minut? Are, Valta Peste. Știu, Kid. Păi asta e și interes, fac vreo 2 bani. Și vreau să mai fac un lev ăla și să faci și repede. O clipă. Păi să revin și eu în 2 minute. 3.
Am revenit. Mai sunteți pe aici? Da. Da. Salut, Daniel. Bună dimineața. Păi, o să-ți fac, uite, ești la o pește. Tu ai mai luat lovit de ceva? Nu. Hai, nu vrea nimic. Apoi depinde ce fel de pește ai acolo. Nu știu exact să spun că îți dă pe un coș de 12 kg. Salut, Grig! Noaptea se prinde bine aici pe Falcon Lake? Se prinde, depinde. O dată, da, o dată, nu? Ovidiu? Da? Dacă până vin un safir, reușesc să fac level 33 și ceva bănuți, mă ajut să fac o leacă de ceva pe acolo, prin inventar. Da. Căutăm o mulinetă, ca lumea un alt văț. Vă și... Și mai vin aici pe... Asta vreau să văd studionul cum arată. Am impresia că la 33 îmi deschide și porumbul, nu? Porumbul, mazărea. Da. 33 sau 34. Denis, la o parte ei. Treci și peștele pe barca ta.
Ce mă, vine mă. Ce-a plăcut, da. Te salut, Denis. O zi faină. Oricum ne întâlnim după amiază, că și eu în 2 ore cred că îmi ves surorile mele și am stau un pic la masă cu ele. Pe după amiază ne vedem. Mulțumesc frumos de companie, a fost foarte plăcută. Odihnă plăcută, Denis. Vă salută, Denis. Trebuie să ias și o să vă salut pe toți de aici. Ați auzit? Băieți de aici, de pe Discord. Sigur, Denis, sigur. Numai bine, sănătate. Te așteptăm după amiază, Denis. După amiază, la noapte, când se poate. Tu știi unde de ieri la amiază n-am mai lucrat? Îmi face impresia că azi e duminică, parcă ieri a fost sâmbătă. Da. Să vezi tu și ce, că nu dormi și în noapte, și bine. Să vezi tu ce mă dă peste cap ziua de mâine. Deci m-a ajuns Bogdan să fac un upgrade ca lumea. Umplu coșul ăsta. Sper să fac și level 33. Știi, da, ai să mergi cu mine, Bogdan, acolo la crocodile aia? Hai că avem cu ce merge. Ești de acord? Da, mergem. Poate luăm și domn Cătălin. Sau care mai era pe aici cu noi? O mai zici cineva, da? Da, unde să mergi? Așa e, crocodile. De la cine vă Romanovski, zis că vine. Da, da, cred că, na. De la ce level e bunicule? Nu știu la ce level e aia. La ce level e aia crocodil? A, nu știu, am reținut. Da, acum 20 un pic. 29, parcă. Sau 30? Nu, asta e la 30, aia parcă e la 28. Nu de altă, dar a venit Bogdan, ce ne facem cu el? Să luăm și pe dâns. Da, să se uite la noi. Dar ce mai știți? O mai cumpărat? O mai făcut ceva? Sau doar o vândut? O mințit cu nerușunare. Ei, o știi ce-a făcut. O mințit. Sau ce-a vrut să fac. Nu știu că au plecat, noi eram toți pe Falcon acolo. Faza și cred că el nu a putut să vină, eu știu și eu te acolo prin cable, vreau să vândă tot, nu știu. Ori o vându cu bună știință ca altul să iei DLC-urile înapoi, nu pot să-mi dau să. Eu acum zic una, dar el să nu super. Eu cred că el o vrut să le vândă tot, după aia poate la unul dintre noi să-i se facă milă. Să-i mai iei câteva mai multe, știi? Asta o să vorbim altă dată, e problema lui și o vreau să facă, dar el a pierdut, nu eu. Mie nu-mi plac oamenii care mint.
Eu mai chinui 3 zile să trec de un level și o fac o nouă niveluri în 2 ore. Dă-o drag. Și el până așa susținea, că de la 9 coborât la 4, parcă. Ori avem obrazul, ori ce dracu, suntem la grădiniță. Cum? Dorelu, prima dată zis că a făcut level 9. După Da, aia de acum zicea că are ei. level 4? Păi, i-am spus eu că eu m-am luat în gură cu el. I-am spus, vei, dacă eu m-am chinuit 2 zile, 3 zile să fac un trec, un level și tu ai făcut 9 în 2 ore. Are level 4, uite că l-am la prieten, level 4 are. Da, dar au zis 9. Și are niște bieți mai din mama lor. Nu e problema lui, lasă, avem altele de făcut. Salut, parcei. Văd că are numai un băț, cred că celălalt l-a vândut. Are cu un premiu. Totuși el avea level 20 pe contul vechi și recordul lui era un pește de 2 kg. Un kill 700. Cum vine asta? Nu știu. Bă, dar prost merge, mă, frate. Mergi și mergi, la un moment dat nu mai mergi nimic. Am ajuns la 5-7 și acum văd că iară stagnează. Păi, dar tot am dat, am dat și eu la ora 17, parcă. 19, nici nu mai știu. Cine a folosit hack? Car de dimineață la pește, nici nu m-am culcat de aseară, de ieri dimineață m-am culcat, Valer. Și băi, Valeric, păi dacă îi dau lui Toma tău un pește de ăsta, să vadă și din țară peștele ăsta. Îi jale cu Tomița tău. Se scârbește de pește. Da. El are CD-uri în treaba lui acum. Lasă-l, dă-i pace. Noi în starea la de hex, stai cu minte. Hai să arăt eu acum, să vezi și pește aici. Hai că ăsta are și... Oh, da, ai agățat ceva mare. Îi văd și... Da, că s-o rup și dracu să nu. Băi, și mă enervează poziția din barcă, că pur și simplu te blochează. Ce am prins, mă? Ia să vedem. O poziție de firească. E, și 6 kg 593. Bum!
127 de chile. Ai de cap meu, mai am 73 de chile. S-a umplut coșul. Tu cât ai? Dar nu știu, aia cred că ceva. Cum? Scuze, am apăsat din așa. Ah, nu e nicio problemă. La Sinners, da. Chit. Școacul de hashtag 6/0. Păi și mă enervează când vine libelul aia să nebunesc, mă enervează de mora aia. Dă-i un băt peste cap. Ei, tu crezi că eu nu i-aș da? Reușesc să am pus de data asta coșul de 200. Dar nici eu nu l-am umplut în trecut. Nu am large de alea. Acum vreau să văd, nu știu, la level 33 dacă mi le deschide și pe alea. Sughiți, mă, care mă înjură? Mă, și atât noaptea am sughițat. Te pomenește, Bogdan? Asta vreau să zic și eu. De ce să mă pomenească? Eu știu. Păi nu știu, nu-l bârfim, nu facem nimic, dar vouă vi s-a părut corect cum a reacționat el? A Nu. reacționat ca un, nu știu, puștiulică ăsta, Edi e mai mic, adânsul cu atâți ani, dar e mai cerebral. Edi gândește mai corect decât el. Nu știu. Dar am văzut că s-a luat ceartă cu cineva de pe chat acolo. Am văzut că i-ați șters mesajele. Cine s-a luat acesta? Oh, da. Dar nu știu, nu știu ce făcea. Am văzut că i s-au șters mesajele. Nu știu, să vedem. Stânge vorba și s-o termini cu stilul ăsta. Dacă vrea să rămânem prieteni, dacă nu. Era mai corect să spună ce-o făcut. O să întrebi, bă, fraților, cum fac aici, că nu știu. Păi da, putea să întrebe, că eu i-am mai spus. Eu cât Dacă te-am bătut la nu știi cap, ce fac, hai, întreabă.
Hai să-mi arăți că și mulinetul eu, și să fac. Nu e o rușine omule să întrebi. Eu totuși nici până acum, eu n-am înțeles ce-o vrut el să fac. Și-o motivat el că a luat licența cu 3 zile. Bă, dar e ceva elementar. Cum tu întâi cum pe potcoava și după aceea e calm. Așa a făcut el. Cum tu întâi vin sculele sau întâi cumpi licența și vin străt ca să ai bani de licență și după aia vezi tu că spică din lună și prins. Eu asta nu am înțeles. La ce mai vii pe Baltă dacă tu nu ai nimic cu ce să pescuiești? Care a fost toată șmecheria? De ce s-a făcut așa? Nu știu. Și cu minciuna, eu urăsc minciuna de vai domnul. Eu zic că arriba, vinzi tot și ai infinit de bani. De mințit, nici mie nu place să mă. Bă, cât e beleaua de mare de zis, ai comis-o, sunt cu voi, fără voi. Bă, da, trebuie să o recunoști, frate, că dacă ascuns în șef, dai în alte măgăriri. Poate nu e atât de grav, poate, poate ajuta și neva, poate. Sau chestia asta, bă, poți trage undeva separat să-ți spun ceva? Bun, uite și tu, cum ai să-mi arăt acuși, ca să nu deranjez, mergem pe altă parte, dar el m-a chemat pentru asta, el m-a chemat pentru cu totul altceva. Ce legătură avea, ce legătură avea azi noapte de la pește cu farming-ul cadou și l-a primit el și de la cine, ca să nu mai dăm nume. Ți s-a părut că a avut o legătură? Niciuna. Ba una au avut totuși. Că l-a primit, s-a așteptat primit și asta alte, s-a uitat că nu le are. Au crezut că cel care i-a dat farming-ul poate mi-a dat și un DLC. Au văzut la mine că i-am dat două set la rând la, una, la doi băieți, dacă să nu mai dau nume, și au zis. Dar de fapt minim o chema deoparte, că mi-a spus că nu am de unii, dacă avem îi dădeam de în pala mea. Atunci a dat 5 euro, nu mă pășe. Da, pe eu început în a doua seară. Ce... I-a zis lui Bobo, mi-a zis mie, ți-a zis și ție. Apoi... Numai mie nu mi-a zis. Da, m-a răsturnat. Ba, ganiaș. Te-ai răsturnat. Da, cum nu știu. Te-ai răsturnat, nu te aștele pe barca. Și nu mai ai fost să te întorci? Ba, da, mă întorc. Nu că faci o leacă de baie și faci întuneric. Te spală peștele pe ochi. Hai mă, câte chiliare asta, dar la papușii lui că nu vrea să vină. La vreo 8 kg. Nu că mă grăbesc, chiar vreau să fac level-ul ăla, să-mi fac o leacă de ordine. Rămân tot aici, cred că. Dacă vin... Unicle, tu ar trebui puțin să-ți cureți inventarul ăla, că tu ai prea multe chestii acolo care nu-l folosești. Băi, de-aia am zis, ori, dacă vrea și o video. Am niște râmi de alea acolo, niște dracus liei. Deja ești avansat, nu mai dai la râmă la pâine și mai tu pe acolo.
Păi dacă o să facem bani aici, evident, nu o să mai mergem pe bolți la care se dă la rând. Ei, tu crezi că nu o să uite dacă o fi o competiție cu... Mergem acolo, noi între noi. Păcat că sunt prea puțini, te las. Uite, ai 6,4 kg și mă frecat este. Trebuie să-i tragem pe băieți de urechi să vină și ei aici. Bună dimineața! Neață. Neață. Mapa asta la și level se deschide Ai la... mai dormit, bunicule? Da. La... Nu. Și eu. La și level se deschide. 30. 30. 30. 30. 30 fix. Și dacă vrei să intri pe ea, mai dai 80 de cenți și ai 3 zile gratis să mergi pe ea. Cred că așa să fac eu. Oare mă țin sculele care le am? Nu. Trebuie mulineta ca lumea ți nu abia ți ținea pe aia unde am fost azi noapte. Falcon. N-ai nicio șansă cu cele. Uite la mine, mulineta de 10 kg care ține cum trage. Normal, hai să zicem că ți-e ultima mulinetă, cea mai puternică. Când Dacă tragi n-ai, un pește, dacă tot n-ai, greu îl tragi. tot greu îl tragi, depinde de levelul care îl ai. Și bunic, te-ai mai gândit să-ți iei DLC-ul ăla mare? Am să-l iau, normal că-l iau. Eu puteam să-l iau și astăzi, și aseară puteam să-l iau, dar... Mi-am promis, doar nu mă feresc nimic, am promis niște bani când am făcut calculatorul și am promis până la sfârșitul martie îi dau. Și a fost vorba de vreo 2000 de lei. Și promisiunea e datorie curată, când mi-au făcut bine, când mi-au crapat masaua în gură, să se completeze, să fac tot unitatea nouă, m-am bucurat, nu trebuie să dai omului bani înapoi. Așa e frumos, să te ții de Păi, cuvânt când când îți dai cuvântul. s-a spus, când mi-a crapat masaua în gură, mi-a dat fără dobândă, fără bancă, fără nimic. Cine-ți dă bani? 2000 de lei, ține mai și hai să mi-i dai tu. Eu și azi, uite, la ora asta l-aveam, dacă era după capul meu, dar na, nu pot. Și aștept lunea viitoare să bagi banii și... Primul lucru când o băga banii, ăsta eu. Salut, Mădric. Îți iei DLC-ul care trebuie, care crezi că îl joci. Dar se poate juca fără niciun DLC până pe la level cât 14, merge numai cu ce de joc. Și chiar ți-aș recomanda. Jocul îți dă suficient, o iei de jos, frumos, până pe la level 14. Iar când ne expiră în 7 ore barca. Ai level 16? Păi, la level 16 și DLC să fie. Să-și iau un DLC de la care dă un sac de 70 kg. Trebuie să te uiți ce-ți oferă. Vezi că este ceva la redus la 17 euro, două variante. Este la 12 € și 77 de cenți. DLC-ul bunicului, primul lui DLC. Pachetul de 17 euro. Chid îți spune că pachetul de 17 euro. Acum nu mai e 17 € e 12. E o reducere foarte bună. Păi nu știu, că doar știi, Ovidiu, să vorbești cu... Ce mă, când scapă? Vine să-i zic pe limbă și nu pot să-i zic. O spus și el că ăsta, ultimul DLC, sau care ăsta cel mai scump, ar conține ca aproape tot și trebuie. Da, sunt destul de multe în ultimul, era cel mai scump. Bă, nene, 59 de chili ne-ar mai trebui. Vreo 4 pești ca lumea. 1.195 de kg.
Bă, mi-ar trebui, dar îmi trebuie și lever. Aia e problema. Ușor, ușor le facem. Ce? Ușor le facem, pe toate. Da. La noi și caz, azi mergem la crocodil după anează, da? O să mai încercăm. Merge. O să încercăm și aici la Sturione aia sau cum călăria mea se cheamă și mai sunt, ai văzut de-a soiul de pește. Mai înainte am văzut că a prins cineva în Sturione. Cred că Kim. La pe 22 de kilograme de asta. Și unde l-ai prins mă, aici? Nu, acolo în față. Ah. La ponton. E 22 de kg? 22 de kilograme și ceva. 700 parcă de grame. Da, cresc mari și ăia. Ah, nu vrea. Ce să-i fac, frate, dacă se plimbă și nu vrea. La tine mai luat ceva pe aici? La mine nu, ia nimic, nici să luăm mori că nu. Am luat unele 3 kg de sută. Ce că la 22 ori începe fluxul iar. Și așa să și mi-arată mie. Ok, clipă că vorbesc la telefon. Băieți, din păcate eu trebuie să ies. Uite, acum m-a sunat că în 5 minute sunt la mine. Na, eu ies. Și... ce să vă zic? Ne vedem după amiază. Cum scap de musafir? Bine. Dacă nu clachez la oboseală, ne vedem. Dacă tot e ok, stăm până mâine dimineață. Bine, bine. Bine. Vă salut, băieți, de pe live. Îmi pare rău. Na, trebuie să ies. Vă salut. Toate cele bune.